Păi și ce, n-a avut asta dreptate? Nu s-a încheiat intervenția ei cu acel cadru? Dar noi mergem mai departe, către o frumoasă, o relaxată, o liniștită, o întoarsă. De unde, Adina? Din județul Harghita. Bine te-am găsit, bine v-am găsit, dragilor. Așteptam la o Maldivă, la o Andivă, la o ceva. Uite, ce mai facem și o Maldivă și o Romanica? Pentru că, după cum bine știți, mie îmi place țara noastră foarte mult și de când am aflat ce potențial are România balneoclimateric, am zis, deci România e un mare spa? Că știi că deținem o treime din potențialul balneo al Europei. Habar n-aveam. Și am zis, România este un mare spa? Ia să mă duc eu repede Harghita. Exact, pentru că s-au dezvoltat acolo tot felul de lucruri și am aflat lucruri interesante. Și bineînțeles că eu sunt întotdeauna încântată de conceptul de wellness. Și dacă wellness-ul ăsta vine la pachet și cu relaxare cu un aer, fizică, cu o apă bună, emoțională, cu o mâncare... Bine, cu o mâncare. Stai, să-ți povestesc. Stai, că până acum Aurora m-a omorât. Acum am ea Adina, deocamdată să vedem pe unde a fost și ce a văzut. Când vezi aceste imagini, ai putea să juri că ești undeva departe de România. Însă aparențele înșală. Această locație se află chiar în țara noastră, în județul Harghita, mai exact la Borsec. Acolo, Adina Halas s-a bucurat de un răsfăț de 5 stele. Aceasta este cadă pentru terapie cu ierburi. Și voi sta aici timp de 20 de minute, după care garantat voi fi mult, mult mai relaxat. Dar vorba aia, cu o floare nu se face primăvară. Așa că după terapia cu ierburi, Adina a și înotat puțin în unul dintre bazinele centrului spa, care se întinde pe o suprafață de peste 3000 de metri pătrați. După bălăceală și relaxare, Adina și-a continuat expediția pe acest tărâm românesc atât de frumos. Borsec se află la o altitudine de 650 de metri între munții Harghita și Bodoc, poziție care conferă un cadru pitoresc și un aer senzațional, ozonat, încărcat cu ion negativ. Și nu doar aerul e deosebit la Borsec. Mă aflu în Borsec, la izvorul 10 din Poiana Zânelor și aceasta este apă carbogazoasă naturală. Însă nu ai cum să mergi în județul Harghita fără să nu faci un popas la Salina de la Pride. Ajuns acolo, Adina a făcut câteva exerciții împreună cu ceilalți vizitatori și a aflat mai multe despre acest loc unic în România. Zona destinată turiștilor din Salina Pride se află la 120 de metri subteran. Aici se află baza de tratament, un parc aventura, cafenele, un restaurant, chiar și o capelă. Și este recomandat să stați în salină cel puțin 30 de minute. Dar să nu credeți că în Harghita Adina s-a relaxat doar în apă sau în subteran. Nici vorbă! O altă activitate care i-a mers la suflet frumoasei vedete a fost echitația. Hai. Și pentru că și-a dorit și un strop de adrenalină, Adina a trecut și prin Toplița, acolo unde una dintre cele mai cunoscute atracții turistice este pista de bob. Domnule, că s-a pus verde, dar mergeți! Mă, incredibil, mă, cum cont. S-a pus verde și stau la stop, să stai să lucrurești. Tu je suis, tu ce qu'on s'est dit, je suis boss. Tu arăți în filmările alea fantastic, peisaj fantastic, dar cine Dumnezeu a stat după tine să te filmeze, să te surprindă în acele ipostaze lascivo? Dacă îți spun, m-am filmat singură. E, na, da, a fost prima dată. De la 3 metri. Crede-mă, când cu păi aveam un stick. Da, deci m-am filmat singură și în scenele în care nu sunt filmată singură, am rugat pe cineva să mă ajute, care are mână. Oamenii locului sau cineva? Cineva din echipa cu care am mers deci ai acolo. Fost într-o echipă, da, a fost într-o echipă singură. Nu, am mers într-o echipă de promovare a destinației turistice, face parte din job description acolo la mine. Da. Și a fost o gașcă foarte mișto, cu influencer, cu jurnaliști, foarte drăguți. Dar fiecare avea
avea bucățica lui și avea de făcut, de filmat, de făcut materialul propriu. Eu trebuia și să merg cu cineva. Exact. Exact, dar s-a întâmplat o extorsiune într-un degajament și n-am mai venit. Și iete-mă pe mine singură, hai că pentru social media nu fac materialele fără nicio problemă, dar eu voiam să filmez, să vă arăt, să vă spun, da, mamă, să povestești. Exact. Și ce am zis? Haide că mă filmez singură. Și regretatul Sergiu Nicolescu ar fi fost mândru de mine. Da, 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 rolul deci, reporterului nu, Sergiu Nicolescu. Și m-a filmat și mi-am sprijinit telefonul. Deci nu, ceva... Pe sistemul I can buy myself flowers. Da. Adică las că mă filmez eu singură mai bine decât tine. Exact. Și asta s-a întâmplat. S-a putut. Dar să știi că m-am și relaxat. Da. Ce ți-ai adus de acolo? De acolo mi-am adus sare de baie. Mi-ai adus și mie 3 litri de apă amărâți. Păi da, crede-mă că am băut la apă acolo. Nu credeam că să beau atât de multă apă. Dar chiar este... Și n-a adus și tu la prieteni. Nu m-am gândit să transport apă. Că n-aveam unde să o pun în microbuz. Ai fost cu microbuz. A fost cu microbuzul, da. Ne-a fost pus la dispoziție un microbuz. Și atunci îți dai seama, apa n-a mai cărat-o. Mai e ușor așa. Data viitoare te iau cu mine acolo. Zicei când povestești ce ai mâncat. Atunci când mergi în județul Harghita, care este un județ când e vorba verde, de mâncare, capeți așa o morgă, știi? Nu știu dacă ați băgat de seamă. În momentul în care am întrebat-o, Adina s-a uitat la mine și mi-a zis atunci când vorbești despre mâncările specifice, da, zonei, este, da. Păi nu că e rău, asta voiam să zic. Deci, dragilor, dacă vreți să slăbiți, faceți-o înainte să ajungeți în Harghita, pentru că Harghita dăunează grav siluetei. Mă, dar e bine. Adică, eu sincer, am mai mâncat un langoș, am mai făcut un masaj, am mai mâncat un chiurtoș, am mai făcut o infuzie balneo. Dar chiurtoș știu și eu. Zim ceva ce n-am auzit în viața mea. Ceva ce n-ai auzit? Nu știu, au ciorbele alea senzaționale, dar de astea am auzit toți, dar se fac într-un anume fel acolo, da, în zonă. Toate preparatele, totul este absolut fenomenal. Pentru că până la urmă contează din aceleași ingrediente cum le mermelești acolo. De același lucru pe care îl faci într-un fel, când ajungi acasă, te juri că e altceva. Plus deci îl faci în același lucru. În Harghita mai este un spor național. Bună dimineața, bună dimineața. Vreți niște pălincă? Aoleu, păi stați puțin, că tocmai am zis bună dimineața. E 8:30, da. Da, se întâmplă asta în multe zone din România și îmi place acest vibe, să spun așa. Dar... spuneam că anul acesta am aflat și eu că este anul turismului de sănătate în Harghita și habar nu aveam că sunt atâtea resurse pentru sănătate în acest județ, care împreună cu județul Covasna, că se află în centrul țării, comasează vreo 2000 de izvoare minerale. Vreo 2000. Deci, este incredibil. Exact. Și poți să faci acolo salinoterapie, că te duci la Pride, la salină, poți să faci drumeții, poți să schiezi dacă este vremea, bineînțeles, avem și pârtii. Acum, știi cum e. O groază de locuri și de... Câte lucruri minunate se vor întâmpla și pe vara acolo, stau și mă gândesc. Da.